ești o persoană caracterizată de dragoste de a comunica, motiv pentru care nu poți sta în singurătate. În primul rând, te gândești la propria ta familie, sau la familia universală a oamenilor și, de asemenea, ai dorința și dragostea față de ceilalți. Indiferent cât de ocupată ești, vei găsi întotdeauna timp să-ți ajuți prietenii și colegii. Intuiția subtilă îți permite să anticipezi reacțiile umane și de aceea, de obicei, știi cum să acționezi sau ce să spui pentru a rezolva o situație dificilă. Într-un fel sau altul, te implici în relații și sfere de activitate care necesită în mod mandatoriu o atracție reciprocă față de obiectul dorințelor tale. În viața ta există întotdeauna o atingere de fatalism și percepi orice situație ca un fel de inevitabilitate. Pasiunea pentru subiectul interesului tău pare să fie un fel de constantă, stabilită în primii ani de viață. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: dragoste de familie, patriotism, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită, n-ați dovedit dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a te abate de la emoții și pentru natura ta blândă. Încă din copilărie ai fost vulnerabilă, retrasă și a iubit să fii singură. Dar, de-a lungul timpului, aceste trăsături se retrag, devenind sociabilă, încăpățânată și intenționată. Ca adult, dobândești o personalitate destul de controversată, pe de-o parte, perseverența uneori excesivă, pe de altă parte, vulnerabilitatea și impresibilitatea. Ajunge astfel în situația în care nu știi întotdeauna cum să-ți gestionezi dorințele. Urmărind un scop, îți poți face inamici. În caz de eșec, îți recunoști profund greșelile, dar te recuperezi rapid și găsești un nou obiect al dorinței. Acest comportament se manifestă adesea în dragoste, sex și dorința de a avea bani. De fapt, pentru tine predomină motivul, dorința de a comite un act anume, și nu oportunitatea unui astfel de pas. De exemplu, îți poate veni în minte fără niciun motiv evident dorința de a-ți schimba partenerul, prietenul sau iubitul. Sau, spre exemplu, poți deveni brusc obsedată de dorința de a obține un premiu, o recompensă, o recunoaștere. De asemenea,
este posibil să fie atrasă de bani sau de dragoste carnală, indiferentă de obiect sau persoană. Pe această cale se află multe pericole. Șocul, dezamăgirea, amărăciunea de la pierderea obiectului poftei tale se pot transforma într-un dezastru. În plus, odată ce te străduiești spre un singur obiectiv, riști să pierzi un altul mult mai valoros și mai demn de remarcat. Dacă subiectul de interes special pentru tine este, să spunem, bani sau dragoste carnală, va trebui să cheltui cu siguranță o mulțime de energie. Oamenii care își subordonează fără nicio justificare sufletul și trupul lor singurului scop de a-și satisface propriile capcane, pot sacrifica multe idealuri și, în cele din urmă, chiar și respectul de sine. În timp, câștigând o anumită experiență, arăți o abordare mult mai echilibrată față de una sau altă întreprindere. În anii maturității, vei ști în cele din urmă că dorința în sine poate fi pozitivă, dar obsesia are de obicei consecințe distrugătoare. După ce ai căpătat experiență, începi să înțelegi că trebuie doar să te miști prin viață și să nu te scufunzi în tufișul pasiunilor tale, să nu devii prizoniera emoțiilor. După ce vei fi făcut concluzii dificile pentru tine însăți, poți direcționa abilitățile tale magnetice în procesul de învățare, în auto-îmbunătățirea spirituală. Principala lecție care trebuie învățată de tine este aceea că este necesar să apreciezi fiecare minut, fiecare persoană cu care comunici, prețuindu-i. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, blândă, deschisă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 6 iulie soarta ta? Ai un caracter complex și controversat. Natura ta este o combinație de vulnerabilitate și duritate, reverie și ambiție. Anii copilăriei au fost petrecuți în timiditate și, uneori, în izolare. Semnul zodiacului care te patronează te face atât de grijulie încât trăiești adesea în lumea iluziilor tale, ascunzându-te acolo de imperfecțiunile lumii. Adevărat, odată cu vârsta, comportamentul tău se schimbă atât de drastic încât devii pur și simplu de nerecunoscut. În caracterul adultului, apar trăsături precum perseverența, hotărârea și dedicarea incredibilă. În același timp, obiectivele la care aspiri sunt de regulă ridicate, iar pentru realizarea lor vei utiliza toate mijloacele imaginabile. Viața ta se scurge sub semnul unui anumit tip de fatalism, forțându-te să accepți în mod inevitabil tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. În același timp, în viața ta există cu siguranță un obiect pentru care ai o pasiune excesivă. Nu trebuie ca subiectul interesului să fie un prieten sau un partener de dragoste, poate fi o recompensă dorită, atât monetară, cât și non-materială, sau o recunoaștere publică. Caracteristic în această privință pentru tine este că nu contează de ce comiți un act sau altul, însă motivul care te încurajează să faci acest lucru este important. Prin urmare, cei mai apropiați asociații tăi trebuie să fie pregătiți pentru faptul că tu poți să-ți schimbi brusc afacerea sau partenerul de dragoste, să-ți schimbi cercul prietenilor sau să-ți schimbi obiectivele de viață în general. De cele mai multe ori, reușești să realizezi tot ceea ce ai în minte, pentru că patronul tău astral transformă circumstanțele și destinul în favoarea ta, pentru a-ți da șansă după șansă de a-ți implementa ideile. Cu toate acestea, în ciuda oportunităților largi, ești foarte selectiv în legătura cu ceea ce îți este oferit, ești convinsă că meriți doar ce este mai bun, inclusiv poziția ta în societate. Bineînțeles, nu întotdeauna îți dai seama de planurile tale ambițioase și, experimentând de dezamăgire și chiar șoc în caz de eșec, poți deveni grijulie, dar abilitatea de a trece cu ușurință și capacitatea de a uita îți permis să te grăbești înainte pentru un nou vis. Dragoste și compatibilitate.
Familia și prietenii joacă un rol foarte important în viața ta. În strânsă uniune, arăți iubire, senzualitate, înțelegere, îngrijire și generozitate incredibilă. Ești gata pentru totul de dragul celor iubiți, cu toate acestea, dacă ești rănită sau dezamăgită, îngrijorarea se poate transforma într-o gelozie sau un sentiment de proprietate asupra partenerului tău. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Pești. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Capricornul, Sagitatorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbec, Gemeni, Rac, Sagitator și Vărsător. Locuri de muncă și carieră. Nu ești lipsită de talente. Știi cum să faci bani, dar de multe ori îi cheltui irațional. Cariera ta este aproape întotdeauna de succes, dar nu întotdeauna ocupi poziții înalte. Pentru succesul pe scara carierei, poți face adesea compromisuri între convingerile tale și cerințele practice. Aceste lucruri provoacă discordia ta interioară, dar dorința de succes este atât de mare încât găsești treptat un echilibru rezonabil între idealuri și viață. Sănătate și boli. Ești predispusă la obiceiuri proaste și adesea supraviețuiești cu, sau poți deveni dependentă de alcool. Desigur, poți ajunge la cealaltă extremă, să urmezi diete stricte, ducând la anorexie. La vârsta adultă, reușești să te descurci singură sau cu sprijinul rudelor și prietenilor și să nu ajungi la extreme. Ești predispusă la boli gastrointestinale datorită faptului că vei face totul pentru a încerca alimente necunoscute. Ai nevoie periodic de o pauză în muncă și în relațiile cu partenerii. Singurătatea este necesară pentru dezvoltarea autocontrolului și a stimei de sine. Așa cum am menționat deja, ești prea pasionată de viață, așa că ar trebui să ai grijă deosebită în ceea ce privește obișnuința cu ispitele ei. Trebuie să fii atentă la dependența de alcool și supraalimentare, de asemenea, să nu abuzezi de diete în scopul de a pierde în greutate. Dacă este posibil, alimentele ar trebui să fie echilibrate și sănătoase, excesele sunt nepotrivite pentru tine. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o viață dificilă. Vor fi suișuri și coborâșuri, confruntări, dușmani și invidie. Dificultățile ți sunt date pentru a rezolva datoriile karmice. O listă completă o poți afla pe astrograma natală. Dar, în ciuda tuturor complexităților vieții, există stabilitate în sfera materială. Vor exista dificultăți și discordie în familie, dar, cu toate acestea, rudele te vor sprijini în perioadele dificile ale vieții. Sfaturi pentru tine. Trebuie să înveți autocontrolul și să-ți dezvolți voința. Eșecul nu ar trebui să fie considerat un dezastru și să cedezi în depresie. Bucură-te în fiecare zi și stabilește-ți obiective realiste. Dacă există o atracție pentru obiceiurile proaste, încearcă să te oprești la timp și să cauți un sprijin psihologic de la familie și prieteni. Învață să mergi mai departe. Fii deschisă la noi experiențe și schimbări. Dezvoltă-ți voința și intuiția pentru a rezista tentațiilor vicioase și dăunătoare. Bucură-te mai ușor. Păstrează-ți spiritul viu. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul.
Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucări aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.